Bună ziua tuturor, de fapt bună seara. Așa cum ați văzut, sunt la pasajul Mogoșoaia. 3 ani de la deschiderea traficului. Am făcut astăzi o scurtă verificare a stării pasajului, pentru că acesta se află în perioada de garanție și este bine să verificăm periodic. Eu verific suplimentar față de direcția de drumuri regională de drumuri București-Ilfov. Este o lucrare care are garanție 10 ani, care a fost deblocată și începută în 2020. Este primul dintre pasajele pe care le-am deblocat și început în 2020. După aceea a urmat și finalizarea lucrărilor la Domnești, începerea și finalizarea lucrărilor la Berceni, Popejle, Ordeni. Din păcate, la pasajul Cernica a fost nevoie să începem lucrările, să reziliem contractul cu societatea italiană. Iar acum, după anunțarea noului câștigător, avem o contestație depusă la CNSC. Sper ca aceasta să se rezolve cât mai repede, în așa fel încât să semnăm contractul cu noua societate care a fost desemnată câștigătoare, sau în funcție de decizia CNSC să la fel să semnăm contractul cu o societate, iar în primăvară să reluăm lucrările și pe DN2A2, așa cum am mai spus, pentru finalizarea acelor lucrări, inclusiv a pasajului de la Cernica, care este ultimul dintre cele 5 pasaje pe care le-am deblocat în 2020 pe actuala centura capitalei. Acum am să mă întorc aici la rondul dintre Mogoșoaia și Potopeni și am să revin la pasajul peste la intersecția cu DN1A. Vă spuneam că pasajul Mogoșoaia este primul pe care l-am deblocat și finalizat. A fost o lucrare pe care am finalizat-o cu 7 luni înainte de termen. O lucrare care este de o calitate destul de bună, pentru că după 3 ani de la finalizarea lucrărilor nu au fost intervenții pe acest pasaj. Sunt câteva chestiuni de reglat și am să discut dimineață cu directorul regionalei de drumuri București în zona de sub pasaj, pe zona giratoriului. Astea sunt chestiuni minore care țin mai mult de partea de întreținere, nu ca și eventual defect de construcție. Este un pasaj care a rezolvat problema circulației pe centura capitalei, dar așa cum era și de așteptat, încă de la început nu au rezolvat total problema circulației între București și Mogoșoaia, Buftea pe DN1A, a revenit acum pe pasajul Mogoșoaia, deci nu a rezolvat complet problema. Acum am început lucrările pe lărgire la 4 benzi între centura Bucureștiului și intersecția cu șoseaua Chitila-Mogoșoaia, fosta centura Bucureștiului, în așa fel încât să dublăm la 4 benzi, să realizăm un giratoriu și două intervenții, pasaj suprateran și subteran pe zona Mogoșoaia, pentru a crea o legătură optimă între DN1A și București pe această zonă.
Concomitent am discutat cu noul primar al sectorului 1, primarul ales al sectorului 1, pentru a găsi o soluție împreună cu Primăria Capitalei la intersecția cu șoseaua Sisești. După cum se poate constata dimineață, acea intersecție nu face față traficului, așa cum am avertizat mai de mult, nu face față traficului suplimentar creat de fluidizat de investițiile pe care le realizăm noi la compania de drumuri și Ministerul Transporturilor. Este bine să urmărim evoluția lucrărilor pe care le dăm în trafic, chiar dacă sunt în perioadă de garanție, pentru a se putea interveni acolo unde sunt eventuale defecte ascunse ale lucrărilor pe care Comisia de Recepție le recepționează și le propune a fi date în trafic. Eu vă mulțumesc și vă urez o seară bună!